autostradă cu două sensuri găsim între inimă și rinichi. Două organe care comunică permanent. Pe autostradă e permisă doar viteza regulamentară. Viteza normală este cel mult 14,9 coloană de mercur. Și acum ne referim la viteza sângelui în artere. Viteză prea mare poate apărea din cauza rinichilor, din cauza inimii, ori din cauza glandelor endocrine. Rinichii nu doar elimină produșii toxici din sânge, reglează căi de comunicare cu inima. Rinichii nu își fac treaba, se acumulează în organism sodiu și potasiu. Ambele minerale acționează direct asupra sistemului circulator. Hipertensiunea arterială depinde mult mai mult de capacitatea rinichiului de a se juca în sensul de a elimina sau reține sarea care vine din alimente, decât dintr-o afecțiune efectivă a inimii. Mai degrabă, inima se îmbolnăvește din cauza că este presiunea arterială crescută mult timp. Și rinichiul este un organ care intervine în producerea hipertensiunii arteriale. Inima suferă, determină o afectare a rinichiului. Și invers, rinichiul suferă, declanșează boli ale inimii. Presiune prea mare în vasele de sânge, mușchiul inimii se îngroașă să se adapteze. Procesul duce la insuficiență cardiacă. Cum? Îngroșarea mușchiului inimii pentru că a fost obligată inima să pompeze împotriva unei rezistențe. Se adaptează. Și această adaptare este bună numai până la un punct. După aceea devine dezavantajoasă pentru mușchiul inimii, care, mai gros fiind, are același număr de vase de sânge și devine mai puțin oxigenat. Să își măsoare presiunea arterială o dată pe an, o dată la 2 ani, dacă n-are nimic, încă de la vârsta de 20-25 de ani. Nu înseamnă că trebuie să aștepți să faci 50-60, să te doară în piept și atunci să-ți măsori prima dată tensiunea. Hipertensiunea apare sub 35 de ani? Dacă ai hipertensiune la un pacient sub 35 de ani, trebuie să cauți rinichiul. Foarte simplu, cu un examen sumar de urină, vezi dacă se pierd proteine în urină sau nu. Dacă se pierd, e bolnav rinichiul. Dacă nu se pierd, te duci și cauți glandele endocrine cu niște analize de sânge. Dacă și acestea sunt normale, te duci și cauți arterele rinichiului cu o ecografie Doppler. Glandele endocrine care pot determina hipertensiune sunt suprarenalele și tiroida. Hipertensiune peste 35 de ani, se exclud toate aceste cauze și abia apoi apare diagnosticul hipertensiune primară, adică moștenită. Se tratează toată viața cu medicamente, cu mișcare și cu mâncare cu puțină sare.